Forțele aeriene ucrainene au anunțat azi că au doborât 18 drone și 17 rachete lansate de Rusia în timpul noilor atacuri nocturne asupra teritoriului ucrainean. Totodată, autoritățile de la Kiev au anunțat că în ultima săptămână militarii ucraineni au eliberat 7 km pătrați în estul și sudul țării. Ministrul adjunct al apărării a precizat că forțele ucrainene au eliberat 2 km în zona Bahmut și peste 5 km pătrați în sud. На Бахмутському напрямку на сході минулого тижня Збройні сили України успішно просувалися. Було звільнено два населених пункти: це Андріївка і Кліщіївка. Варто зазначити, що на цьому напрямку не створювалось наступальне угрупування, і Збройні сили України здійснюють наступ тими силами, які спрямовані на оборону без залучення додаткових матеріальних сил і засобів. Південь – це основний напрямок наступу українських збройних сил. Там на Мелітопольському напрямку також Збройні сили України мали успіхи протягом минулого тижня. І загалом там за минулий тиждень звільнено 5,2 квадратних кілометрів. Președintele Volodymyr Zelensky a felicitat pe soldații ucraineni pentru succes. În total, de la lansarea contraofensivei pentru eliberarea teritoriului ucrainean ocupat de ruși, Kievul a anunțat că a eliberat 51 de kilometri pătrați în jurul Bahmutului și 261,7 kilometri pătrați în partea de sud a frontului. De mai bine de un an și jumătate, Rusia a declanșat în Ucraina un război neprovocat, cauzând moarte și distrugeri masive în infrastructură.